Bună ziua la toată lumea, sărbători fericite, suntem în ajun de anul nou, am mai rămas încă câteva ore până când intrăm în anul nou. Cu ce ar trebui să finalizăm noi cea de-a 36-a ediție analizelor economice și ultima din acest an? Aș vrea să vorbesc despre un lucru mai așa care ne-ar plăcea la toți, despre banii noștri sau despre salariile care sunt plătite în Republica Moldova, câți bani primesc cetățenii Republicii Moldova și în general care este perspectiva noastră în anul viitor, cât vor crește salariile, ce salarii am avut în acest an, cine și cât a primit, pentru ca să finalizăm așa anul știind ce avem în buzunarele noastre. Dacă ne uităm atent, în Republica Moldova în acest an salariul mediu pe economie estimativ a ajuns la 9.200 de lei, o creștere substanțială comparativ cu anul 2020. Însă, de fiecare dată noi economiștii, când vorbim de salariu mediu pe economie, uităm să menționăm un fapt. Salariul mediu, de fapt, care îl calculăm noi și îl dăm, este salariul brut. Cetățenii noștri, când vorbesc de salariu, pe dânsi, de fapt, interesează de salariul net. De ce ni s-a părut util și corect, pe lângă salariul brut, pe care dumneavoastră îl aveți sus, să dau și salariul net. Altfel spus, în anul 2021, noi am finalizat anul cu un salariu brut de 9.200 de lei, care include și toate impozitele. După ce plătim impozitele, salariul mediu care l-a primit un cetățean al Republicii Moldova este de 7.600 de lei sau cu 1.000 de lei mai mult decât anul trecut. Deci asta este ceea ce înseamnă salariul. Dar astăzi aș vrea, pe lângă faptul, pur și simplu salariul net, aș vrea să mai discutăm și un alt aspect. Dar cât a crescut în realitate venitul cetățenilor noștri? Să nu uităm că în anul 2021 noi avem cea mai mare inflație din ultimii 15 ani. Și chiar dacă 18 ani. Și chiar dacă salariul cetățeanului nostru a crescut, totuși această creștere de salariu în cea mai mare parte a fost mâncată de către inflație. În mediu, salariul cetățenilor Republicii Moldova în acest an au crescut cu 1,3%. Dacă vă uitați atent în toată istoria noastră, am luat din anul 95, de ce am luat 95? Nu uităm că 90 la sfârșitul anului a fost redus leu, după aceasta am avut o inflație foarte mare, de aceea cât de cât un leu stabil noi am avut începând cu anul 95, avem 27 de ani de zile de salariu, în această perioadă noi am avut de 5 ori, în 5 ani salariul a fost în anul 99, salariul real. Chiar dacă nominal în lei el a crescut, dar din cauza inflației foarte mari din 99, noi am avut o scădere a salariului real cu aproape 18%, apoi am avut anul 2010 când salariul a rămas practic neschimbat, 2011 când datorită majorării creșterii mici a salariului și inflații mari, salariul a scăzut cu 5,4%, 2015, țineți minte foarte bine, deprecierea valutei, inflația, salariul a fost negativ și în acest an salariul a înregistrat o creștere, dar modestă de doar 1,3%. Altfel spus, chiar dacă salariul cetățenilor noștri a crescut cu 1.000 de lei, el în realitate a fost mâncat de inflație. De aceea am putea spune că anul 2021 este un an cu creștere nominală a salariului, însă în realitate puterea de cumpărare a populației a rămas practic neschimbat comparativ cu anul 2020. Aici doar vreau să spun că în anul 2020 noi am avut o creștere reală a salariului destul de puternică de 9,4%. Un alt lucru care vreau să-l reprezint, totuși cât primesc cetățenii Moldovei în prezent bani din perspectiva istorică. Eu fac acest exercițiu deja de vreo 4 ani de zile. Ce fac eu pentru ca să ajut cetățenii noștri să calculeze? Eu am luat salariul care a fost plătit în Republica Moldova sau pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv când eram parte componentă a României, când eram parte a Uniunii Sovietice, când suntem țară independentă și utilizând anumite instrumentare științifice, am recalculat salariile pentru 100 de ani, aducându-l la valoarea leului din 2021. Deci, ne imaginăm că noi ne teleportăm în timp, având lei din 2021 și putând procura producția la prețul din 2021. Este evident că destul de dificil această comparație, nu erau telefoane mobile pe 95, plus până în 1960 salariul nu prea este relevant să-l comparăm din simplu motiv că în Moldova practic nimeni nu lucra oficial cu salariul, deci lumea era ocupată în activități agricole, lumea avea diferite ocupații, numărul de salariați era foarte micuț în țara noastră, dar am dat pentru interes. Deci noi deja în anul 2013 salariul maxim în perioada sovietică a fost în 1982.
După aceasta s-a început, el creștea nominal, însă datorită faptului că mărfurile dispăreau și atunci era numită așa numită inflație ascunsă, el a scăzut, salariul minim noi l-am atins în 1993. Deci în anul 1993 cetățenii noștri, veniturile lui reale erau de 4 ori mai mici decât cu 10 ani în urmă. Deci el în 10 ani de zile veniturile reale populației au scăzut de 4 ori. După aceasta a fost o stagnare până în 2000 și apoi a început o creștere destul de puternică și dacă vă uitați în 2015 salariul nostru era deja puțin mai mare decât care l-am avut noi, când l-au avut părinții noștri în perioada sovietică, iar în 2020 salariul chiar dacă a fost mai micuț, totuși dacă luăm după puterea de cumpărare, noi am avut același, aproximativ același salariu ca în 2021. Deci în 2021, din perspectiva istorică, cetățenii noștri au cel mai mare salariu, dar încă o dată reamintesc, 9200 de lei este salariul, inclusiv cu impozitele care trebuie de plătit. Totuși, cei care mă ascultă deseori, când aud de salariu de 9.000 de lei, de 7.000 de lei, spun, domniță, despre ce vorbiți dumneavoastră? De unde ați luat așa salarii? La noi 25% de oameni primesc un salariu de două ori mai mic decât media pe economie, deci mai mic decât 4.600 de lei, minus impozitele aproximativ vreo 10-15% la ei se primește la dânsi povara fiscală ceva mai micuță, deci el are un salariu de sub 4.000 de lei, 25% din populație. Deci e ca să comparăm salariul care este în Republica Moldova, eu am făcut următorul lucru. Deci am luat, se numește decilă, dar ca să nu vă complic tare, am luat 10% din cel mai prost plătit salariați și după aceasta 10% cel mai bine plătit salariați. Noi în Moldova avem 600.000 de salariați, altfel spus, pe mine m-a interesat care este salariul mediu la 60.000 de oameni care au cel mai mic salariu și care este salariul mediu la 60.000 de oameni care au cel mai mare salariu. Dacă nu uităm din această perspectivă, vedem că în anul 2021 cel mai bine plătiți 60.000 de oameni au aproape 25.000 de lei pe lună salariu mediu. Noi avem salarii de 40.000 de lei și 50.000 de lei. Nu vorbesc de salariile excepție care avem unii conducători de instituții care au și 1.000 și 2.000 de lei. Vorbesc de 60.000 de oameni care marea lor majoritate sunt concentrați în municipiul Chișinău, sunt oameni cu calificare înaltă, deci acești oameni ridică în mediu 25.000 de lei pe lună. La polul opus se află alte 60.000 de salariați. Din nefericire, sunt din sectorul bugetar, din funcția auxiliare, fie oameni din cultură, mi-e rușine să spun, dar aici ăștia au salarii micuți, unde salariul mediu este 2.890 de lei, va fi în 2021. Dacă observați atent, am luat pentru ultimii 10 ani de zile, practic se păstrează proporția. Oamenii cei mai săraci primesc salariul de 8,5 ori mai mic decât cei mai bogați oameni. Discrepanța dintre 10% din cei mai bine plătiți salariați și 10% din cei mai prost plătiți salariați în Republica Moldova este undeva în jur de 8,5 ori. De ce putem spune în felul următor că în Moldova 60.000 de cetățeni sau 10% din cei mai bine plătiți în anul 2021 au ridicat în mediu salariu de 25.000 de lei, ceea ce este cu 4.000 de lei mai mare decât în anul 2020. Oamenii cel mai prost plătiți au ridicat un salariu de 2.890 de lei, ceea ce este cu 270 de lei mai mult decât anul trecut. Practic au o creștere nesemnificativă de 10%. Care îmi place să și cred că consider că este important să vă-l dau, este să comparăm salariul din Republica Moldova pe ambele maluri ale Nistrului. Noi, cei care trăim pe malul drept a Nistrului, deseori uităm că există și malul stâng a Nistrului din diferite motive, știți dumneavoastră, care ei sunt cumva, nu sunt în sfera de influența noastră, nu sunt sub controlul autorităților legitime ale Republicii Moldova, dar mi se pare corect atunci când pot să vă informez despre anumite lucruri, trebuie să o facem. Din acest motiv, eu am luat salariul din dreapta Nistrului și salariul din stânga Nistrului pentru a compara și ca să vă fie mai înțeles, vă-l dau în lei moldovinești. Deci dacă nu uităm atent, cetățenii din stânga Nistrului și din dreapta Nistrului până în anul 2012, 2010, 2012 au avut o practic același salariu. A fost un mic decalaj în anul 1999, atunci când la noi s-a depreciat brusc valuta. Ei au menținut valuta lor și lucrul acesta le-a permis să aibă un salariu sau un venit mai mare timp de ani de zile, după aceasta au fost nevoie să deprecieze valuta. Au menținut-o artificial în perioada
perioada până în 2015 și dacă vă uitați atent, în 2010-2011 până în 2015 salariul din stânga Nistrului a fost chiar mai mare decât în dreapta Nistrului. Deci acolo cetățenii aveau un salariu chiar cu mult mai mare. La noi era 4.000 și ceva de lei, la ei era salariul 6.400 de lei. După aceasta, la dânsa a urmat deprecierea valutei, după aceasta a urmat scăderea volumului exporturilor, scăderea de salariu real, a scăzut salariul chiar în rublii lor, calculate așa cum sunt ele, și în 2018, la dânsa salariul real a scăzut până la 4.400 de lei a noștri, în condiția că la noi salariul a crescut. În 2021, noi estimăm că salariul în Republica Moldova este de 9.200 de lei, iar în stânga Nistrului 6.100 de lei. Diferența este de 50%. Deci, în Republica Moldova, cetățenii au un salariu cu 50% mai mare. Ce-i dreptă și trebuie să fac o mică remarcă? Lucru care trebuie să știți. Eu am calculat salariul în lei moldovenești, ținând curs de curs valutar. Totuși, trebuie să spunem că puterea sau paritatea puterii de cumpărare în stânga Nistrului a unui leu totuși este mai mare. Ce am în vedere? Acolo prețul la gaz, prețul la energie electrică și prețul la anumite produse este mai mic decât în Republica Moldova. Din acest motiv, cu un leu în Transnistria, în mediu cumperi cu 20% mai mult. Deci cum ar fi 6.100 de lei oficial care primește unul din stânga Nistrului, el în Moldova poate procura bunuri de 6.100 de lei, iar în stânga Nistrului el cumpără bunuri care noi aici ar trebui să dăm vreo 7.200, deci 7.300. Deci leu în stânga Nistrului sau valuta lor în stânga Nistrului are o paritate mai puternică, dar chiar și așa salariul unui cetățean din stânga Nistrului în prezent este nominal sau formal cu 50%, în dreapta Nistrului este cu 50% mai mare, dar dacă ținem cont de faptul că puterea de cumpărare în stânga Nistrului este puțin mai mare, totuși avem o diferență de vreo 30-40%, salariul de pe dreapta Nistrului este mai mare și această tendință a crescut în ultimii ani. În 2021 cel mai probabil s-a stopat această tendință de creștere decalajului. Dar până în 2020 decalajul dintre era o diferență 30%, apoi 40% și ajuns la 50%. Deci cei din stânga Nistrului au salarii destul de micuți. Nu, și în final, care sunt totuși venituri cetățenilor noștri? Când spun de venituri cetățenilor noștri, vreau să vă spun că cred că nu este un secret pentru nimeni, că cetățenii din Republica Moldova, veniturile lor de bază nu sunt doar salariile. Cetățenii noștri au activități agricole în câștigă bani, au remitențe de pisticotare, au alte venituri neoficiale, nu s-ar vedea ilegale, dar neoficiale, deci omul lucrează. Nu uităm că la noi numărul persoanelor ocupate este de 1.600.000, iar numărul celor salariați este de 600.000 de locuri complete și încă vreo 100.000 de locuri incomplete, în total 700.000 de oameni. Avem încă 400.000 de oameni ocupați, care câștigă bani, dar nu sunt în sectorul formal. Din acest motiv, veniturile reale ale populației sunt cu mult mai mari decât veniturile salariale. În anul 2021, noi estimăm că veniturile populației noastre se ridică la 155 de miliarde lei. Deci toți banii care au câștigat cetățenii Republicii Moldova în anul 2021 se ridică la 155 de miliarde lei, cu o creștere de 19,3 miliarde lei comparativ cu anul 2020. Această creștere de venituri ne-a determinat creșterea importurilor, ne-a determinat creșterea consumului, să nu uităm că plângă venituri care le-au cetățenii noștri anul acesta sau ei s-au împrumutat în veselie și economiile care le-au făcut anul trecut, anul acesta tot le-au cheltuit. Care este structura veniturilor, ca să înțelegeți de unde se iau aceste 155 de miliarde? Vă dau doar pentru ultimul an și aceștia va fi clar. Deci primul, cel mai mare este salariile care noi le estimăm în acest an, fondul total de salarii, de ce obțin 63 de miliarde lei. Suma cred că va fi cu mult mai mare, dar vom fi datele acestea peste câteva luni de zile. Acum doar dau estimativ. Doilea sunt alte venituri, inclusiv remitențele de pisticotare, care le estimăm undeva la 47 de miliarde de lei. Pe locul 3 sunt plățile și indemnizațiile sociale, deci pensiile și toate indemnizațiile care primește cetățeanul nostru la stat, care sunt de 27 de miliarde lei, și venituri din activități agricole, care vor fi de cel puțin 16 miliarde lei. Deci cetățenii Republicii Moldova în anul 2021 au câștigat 155 de miliarde lei, pe care cu succes au cheltuit
plus încă împrumuturile luate și plus economiile de anul trecut. Asta a fost ceea ce am vrut să vă spun cu salariile. Sper că a fost pe de o parte și o doză negativă, dar pe de altă parte și una pozitivă. Veniturile oamenilor noștri, cel puțin nominal, au înregistrat cea mai mare creștere din istoria sa. Sperăm că la anul, totuși, în a doua jumătate a anului vom avea inflație curtă micuță. Fondul de salarii și salarii vor crește, sperăm, cel puțin încă cu 10-12%, iar veniturile reale ale populației vor fi cu mult mai mari decât a fost în 2021. Până aici a fost și vreau să vă urez la toți la mulți ani și să vă doresc toate cele bune din partea echipei de viitor, privesc eu și din partea mea personală, până la anul când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru noi.